Da. Bine ați venit, scrie acolo Nicolas. Se aranjează bradul. Cum se numește decorul ăsta așa aici, gen... Păi, la venit la Casa Miresei. Bun venit la Casa Miresei. Bun venit la Casa Miresei, gen. Arcadă naturală din crengi de brad. La noi în zonă mai mult vin cu decoruri artificiale. Aici fiind zonă de păduri, mai spre munte, se aduc direct crengi naturale și miroase și extrem de frumos și cu aerul ăsta acum după ploaie. Se vede fain contrastul și cu căsuța asta veche, așa cu lemn. Genial, o casă foarte veche. Cam câți ani are asta? Ai idee? Are 70-80 de ani? N-are cam atât? Oricum e veche căsuța asta. Ia cum s-a făcut pe jos aici, mușchi. Foarte faină. Din lemn, lucrat manual. Ca niște țuțuri, așa cum se făcea odată. Modelul. Case bătrânești. Și un pod destul de înalt. Copilărie. Orice baltă, oriunde vede apă, acolo au atracție. Avem aici un pitbull. Asta e pitbullul casei, pitbull. Mușca asta desparge. Nu te lasă în pace. Hai, măi. Hai, rupe-mă. Hai, tutur. Nu-i voie. Ia piciorul. Hai. Ia piciorul. Nu, lăsați-l, că eu vreau să... Păi să muște. Vreau să văd cât de tare. Nu-i voie. Teddy, are numele Teddy, dar el e un... Nu-i voie. Băi, răule. Hai, ia piciorul. Dar vezi că-s pantalonii noi, da? Haide. Ia uite-l, băi. Vezi că e nou, e curat. Da? N-are mă nimica, măi. Cea mai tare fază, dacă mă pun aici, o să zic că-s cu radarul. Efectiv, o să mă pun așa pe margini, să vedeți cum încetinesc toți. Deci spun eu. Deci zici că-s cu radarul. Ți-am zis? Dar stai să-i vezi că vin pe aia cu viteză și când mă văd de aici încetinesc, știi, mă ridic așa din șanț. Așa, pe umăr trebuie să-l țin. Da, dacă îmi dai și o vestă reflectorizantă, băi, deci le fac față la mașini. Ia uite-l, uite-l pe asta cu lemnele, bă, ai aviz? Ce-ai furat? Mai vin cu tirurile, ia uite-i. Uite așa, mă pun în partea asta, așa. Uite așa. Da, nu. Stai așa, să vină din partea aia, că-i soare. Le facem farțe la mașini acum. Hai să vedem dacă reușesc. Vizitați țebea. Uite așa, ia fii atent acum. Ăsta are 70 la oră, fii atent cum încetinește cu 50. Uite așa. N-a încetinit. Aici. Ce să uită toți șoferii, mă.
Să uită toți. Avem concert live la Vioară, în timp ce se pregătește acolo arcada. Paznicul doarme acolo, pitbull-ul, ia uite, m-a auzit, a ciulit urechea. Pocnește? Cam așa arată. Au terminat partea de sus. Și acum începe decorul cu fundițe, cu baloane și cu alte lucruri. Arată-se ce fain. Da, e mare. Imens. Imens. Un grătar cu rotisor de 3 metri. Foarte mare. Da. Am venit la sala unde să se țină nunta, să-mi arate și mie, și este imensă, efectiv, încap până la 700-900 de persoane, foarte multe persoane, sunt pe mai multe încăperi, adică e salonul principal și aici e pe lângă, deci uitați-vă cum arată, aici un separeu unde sunt cuptoarele și în partea asta cred că e toaleta acolo din ce văd. Și aici e salonul principal. În partea asta. Și se duce până în partea aia și mai este o încăpere după ce sunt acele paravane. Și în partea dreaptă sunt foarte multe persoane. O să fie undeva la 200-210 invitați. Ceva de genul. Da, deci sâmbătă e ziua cea mare. Momentan foarte multe de făcut până atunci. Să vedeți așa puțin și salonul. Plouă! Din nou plouă! Bă, dar peisajul, deci îmi place foarte mult cum se vede. Deci toată zona asta sunt numai dealuri, 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 dealuri. Dar plouă. E soare, plouă, e soare. Ce? Să fie cu belșug, că plouă cum e trăiat. A, eu? Da. Cred mai mulți bani. Da, să plouă cu bani, asta e. Da.
ploaia aduce belșug. Și că dacă va ploua și în ziua anunții, și atunci o să fie o căsnicie bună. Să fie așa. Deci, ia uitați-vă, îmi plac cum se văd dealurile astea și în spate și în lateral, nu se văd acum. Deci așteptăm acum, trebuie să mai facă câteva lucruri, să mai vorbească pe aici pe la restaurant și după care vedem ce mai facem. Fugi, fugi că plouă! Am spus că o să încerc să și filmez, să văd pe acasă cum pune decorul. Deja s-au apucat, dar noi suntem aici plecați, trebuie să fac un fel de arcadă la poartă. Nu știu dacă o să, cred că o să fie un daily vlog făcut în vreo două zile, o să le combin pentru că e foarte multă treabă și să vedem cum reușim, pentru că na, vă dați seama, e foarte mult de organizat. Pentru noi e și prima oară când particip la o nuntă din zona asta, v-am spus, nu știu care e treaba, încerc să prind și eu așa din mers și dacă reușesc să mai fac câteva cadre o să fac, dacă nu e mai dificil. Nu se vede că a început să plângă bună. Nu mai ia. Da, părinții, vă rog. Oștimin, unul la mulți ani, casă de piatră, sănătate, mult noroc și la anul, și un băboc. Mami vrea gemeni, auziți? Gemeni, doar gemeni! Îl asta da, nu se pe la ce beni. Tu ești de aici, ar trebui să știi. Hai că te bag și pe vlog dacă vrei. Salut! Da, am terminat la primărie. Ah, se vede mai bine așa, dacă depinde cum e lumina. Da, filmez cu telefonul. Vom aici în spate o mănăstire foarte, foarte veche. Nu știu cât are. Ca și vârsta. Da, mănăstirea franciscană. O să mergem acum, imediat. Vrei, da? Mănăstirea franciscană. Asta ce e comun aici? Cum se numește? Nu, biserică. Baia de Criș? Da. Aici? Uai, ce răcoare vine dinăuntru! Ce frumos! O, dar ce super! Asta e o mănăstire catolică, nu? Da, da. Am înțeles. Bă, dar ce frumos e! După cum arată, cred că e catolică, nu e ortodoxă. O mănăstire foarte veche. A, Mirunica, vrei pe jos? Da, o pun pe fată jos. Uite. Dacă vrei, prezinte. Mamă, dar apa aici se urcă sus, cred că, nu? Da, putem să urcăm oare? Stai să filmez întâi pe aici, pe partea asta. Asta este o mănăstire catolică, mănăstirea franciscană. 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 Da, dacă e veche. Comuna Baia de Criș. Este o mănăstire veche, din cum se vede. Aici sunt băncile unde se poate sta, în stânga și în dreapta. Acolo este altarul unde părintele stă. Totodată băncile cantorilor. Aceasta mai exact nu știu nicio ce este, dar cred că este o masă pe care se pune sicriul oamenilor decedați. Nu faceți slujba? Bine, cred că faceți slujba, nu mă pricep acolo. Aici? Urcă sus. Stă acolo. E o gaură unde? E gaură acolo? Ia, nu se vede. A, nu, e gaură. E așa, e spațiu făcut. Nu, e gaură în el. În el, da? Da. Ia, să vedem.
A, e o gaură acolo, da, care... Nu știu la ce servește gaura asta. Nu mă cac mai mult. Stai. Dacă nu se rupe nicio așa, așa e... Nu ca tati, nu-ți fie grijă. Nu-ți fie frică. Foarte drăguță. Da, hai. Hai să mergem. Hai să nu plecem fără noi. Să nu plece lumea, că nu știm exact cât stăm aici. Mai fac puțin poze așa după primărie și urmează să mergem la biserică. Aici este locul unde cantorii stau și cântă. Da. După aia, acolo este tronul, cred că părintelui. Tronul părintelui? Da, arată ca un tron oricum. Dar nu numai, mai sunt aceste, nu știu cum să le spun. Cabare, nu știu cum să le spun. De oameni din aici și de părinte. Da, aici unde e... Spovedania, nu? Aici, de la fel și dincolo. Mm-hmm. Acum haideți să mergem să vedem și pun. Da, chiar că. Și astea sunt cabinele de spovedanie. Sau nu știu exact cum se numesc, poate nu se numesc cabine. Poate greșesc, îmi pare rău, nu știu, nu cunosc. Uite, și aici mai e un fel de... E foarte fain că aici cu statui așa, e diferită față de... La fel că în partea cealaltă de... Da? De altfel, dragul meu coleg, dacă pot să spun așa. Hai să mergem sus. Hai, Nicola, vii. Pe Mirun a lăsat-o. Risca, nu cred că e, că n-ar avea ce. Mamă, dar ce interesant e aici, nu-i ca... Bă, e ca o turlă. O ce? Ca o turlă, așa, un turn. Ah, da? Bă, dar ce, nu e îngrămăditare, dar e puțin. Adică dacă ai un volum mai mare, mai dificil să te urci. Hai, vezi? Nu, trebuie. Hai, Nicolas. Hai, tati. Rămâi jos, te duci la mami, bine. Hai. Că acum se vede. Oh, ce interesant. Dar nici nu e scară din aia de pe scântii. Ce? Cred că și aici cântă. Tot din beton făcută și ce solidă e. Coborâm, coborâm imediat. Fac și eu niște poze. Da, cred. Domnul sperie, vibe așa. Ce, te sperie? De ce? Nu știu. Eu aș fi curios ce e aici, că văd că n-are... Să nu intru? Ia, să vedem ce scrie aici. În ce limba scrie? Cat, kit, lat. Stai că nici nu focusam acum, focusează. În latină sau în ce e asta? Că habar nu am. Nu știu. Ghis, chin, cu lati, vai, ori în... Nu știu, ori ungurește, nu știu. Nu, n-am idee. Hai, coborâm, gata. Am văzut ce era de văzut. Da. Ok. Hai. Ia să văd dacă nu aprind lumina. Se vede cât de cât. Ma, ce fain arată așa, zici că cobori în pivniță. Gata-i. Am urcat din nou. Și după ușa aceasta e clopotnița sus acolo. Sus, nu mă urc, tati. Și un gemuleț deschis aici, se vede jos în parculeț. Uitați-o și pe Sabina acolo și pe Miruna, jos. Cel mai mare de la nunta asta e Miruna. Cea mai mare, de fapt, în ce scuze.
Ce e alea? Ghinde. Nu mai vrea. Vrea, cred că, să ia vreo ghindă de jos. E curioasă. Abia ce s-a trezit și e mofturoasă puțin. Da. Foarte veche. Și am ajuns la biserică. Și arată incredibil de frumos. Și o biserică și ăla ce este? E un fost copac sau ce este acolo? Monumentul ăla mare. Drag meu coleg Bogdan. Așa. Dacă poți să mai azi sunt ghidul tău. Așa, azi ești ghidul meu. Avem ghidul. Da, tu ești ghidul azi. Nu, avem ghidul aici. Ghidul. A, ești ghid? Da, da. Hai să filmez puțin. O, o secundă, mă scuzi că vreau să filmez puțin și în spate peisajul, că se vede bine. Superb. Deci, cât e de frumos. De aici la Țebeau. Avem voie să aducem orice oameni pe gratis. Practic, da. Noi avem intrare și dacă venim cu un om, avem voie pe gratis, înțelegi? Am înțeles. Și așa că dacă dorești, poți, uite, vorbesc cu ea. Da, și o să facem un tur, dar nu acum, mergem în biserică acum. Vorbesc mâine, poate. Să... Da. Stai să văd, mă duc să vorbesc cu ea. Oh, ce interesant este. Acesta este... Da, lasă! Uite, uite. Da, super. Gata deja, că te-am luat? Nu! Abia începe. Mamă, cât e de mare. Gorunul lui Horea. Cât e de imens. Dar e cimentat în ce au făcut. Sau nu, nu e cimentat, așa e el. Nu știu, nu-mi dau seama. Wow. Ciao, ciao. Bogdane, să da? Bine, bine. Ok, ok. Stai liniștit. Da. Dar nu s-am spus eu că ți-e bine. Și cu ajutorul și cu rugăciune celor care v-au stat până acum și care v-au sprijinit, sunteți astăzi într-un moment de aleasă bucurie. Să nu uitați pe părinții voștri spirituali, de cei doi nași pe care astăzi îi aveți și care au mărturisit alături de voi, înaintea lui Dumnezeu, pentru voi, la această binecuvântată lucrare dumnezeiască pe care ați împlinit-o în Sfânta Biserică. Să nu uitați pe toți ceilalți bucurași, pe toți cei care sunt astăzi alături de voi și se vor bucura alături de voi în această seară, în această zi minunată a vieții voastre. Să nu uitați însă ceea ce este mai important și anume să nu uitați să înainte în viața voastră, să aveți o viață fericită, să vă bucurați alături de cei dragi, să vă bucurați unul de celălalt și să puteți să vă lăudați unul celuilalt cu tot ceea ce ați împlinit mai bine și mai de folos pentru voi, pentru a voastră mântuire și pentru familia voastră. Vă doresc ceea ce îmi doresc și mie. Și ceea... Trebuie să venim să vizităm aici mai mult partea asta aici. O să fac un video separat cu toată zona pentru că are foarte multă istorie în spate și e extraordinar de frumos. Acum după o să mergem la local. Am tras o fugă până acasă să ne schimbăm, adică eu mi-am schimbat puțin cămașa, ea și-a schimbat rochița. Da? Da, hai așa. Așa, stai mai aranjat, bine, nu știu cât de bine se vede acum că... Și văd că a început să se întunece, deci era atât de frumos, atât de senin. Bine, în continuare e frumos, dar na, deja e aproape ora 5, 6 seara, cât e 6 aproape. Da. Bun, mergem după care la local, adică undeva prin județul Arad, la intrarea în Arad, undeva la... Am și uitat, sincer, cum se numește localul, dar a început să plouă, deci e cu prosperitate, dacă plouă afară. S-a terminat și slujba la biserică și acum o să mergem la local, care e puțin mai departe. Încă o dată, locul ăsta e superb, deci
zona asta e atât de frumoasă cu dealuri. Gata. Mergem. Și Mirna nu mai are răbdat. Gata. A început să o menei obosită. Cam așa e și cu copii mici. Deci n-aveți idee, dar așa e. Cine are cunoaște. Tăbreacă. Da. Cel mai dificil e când vii la o nuntă cu copii mici. Extrem, extrem de greu. Mai ales că s-o obosiți, n-au dormit toată ziua. O mare agitație. Extrem de greu.
spus, nu ți-am spus să fii ajuns, când te iubesc, fii